Compania Limagren are în portofoliu un nou hibrid de floarea soarelui care vine în întâmpinarea nevoilor fermierilor. LG50479SX este rezultatul multor ani de cercetare și aclimatizare la condițiile din România. Nu este ușor să lansezi un hibrid pe piață și se știe foarte bine lucrul acesta că pentru lansarea unui hibrid îți trebuie măcar 7-8 ani de zile de testare și pretestare până a putea să-l lansezi și să scoți cei mai buni hibrizi adaptați condițiilor climatice din România, tipului de sort, dar și problemele pe care fermierii le au de zi cu zi în cultura de floarea soarelui. Ce atu vine acest hibrid? În primul rând vine cu un potențial de producție foarte bun, o stabilitate. Este foarte important în cultura de floarea soarelui să ai o stabilitate. L-am avut în experimentare atât în loturi demonstrative cât și în sistem de micro și macro parcele. Cele mai bune rezultate le-a dat în zona de nord a Moldovei, cu producții de peste 4300 de kilograme la hectar în zona Botoșani, dar și pe vestul Europei, în apropiere de Oradea, cu producții de 4100 de kilograme la hectar. În zona Olteniei, producții de 3800-3900 de kilograme la hectar. Are un conținut foarte bun de ulei, este printre hibrizii cu cel mai ridicat conținut de ulei de pe piață, 48-50% conținut de ulei, vorbind de ulei linoleic, deci ulei clasic tradițional. Pe lângă rezistența la mană, este tolerant la majoritatea bolilor care ridică probleme cultivatorilor, indiferent că vorbim de foma, fomopsis, macrofomina sau sclerotinia. Genetica este cheia în obținerea unei recolte de calitate, iar hibridul LG50479SX are o înflorire timpurie. Plantele sunt de talie înaltă, cu capitul mare și cu semințe cu masa 1000 de bobe de 50 până la 60 de grame. Când zic progres genetic, mă gândesc că să aibă o tulpină foarte bine dezvoltată, încât să fie rezistentă la frângere și cădere. De asemenea, un sistem radicular foarte bine dezvoltat, să fie bine ancorat în sol, care să-mi asigure mie o nutriție foarte bună pentru a dezvolta o plantă așa cum ne dorim. Este polinizat până în centrul capitolului, astfel încât asta înseamnă că voi avea o producție cu peste 102 de kilograme pe hectar mai mult decât hibrizii comparativi cu o rezistență mai slabă la secetă. Este un hibrid cu un calatidiu de talie de mărime medie, polinizat foarte bine de jur împrejur până în centru, ușor aplecat, care nu este expus arsurii solare. Vine în completare hibridul LG59580, care este recunoscut ca fiind foarte tolerant la secetă. Hibridul Limagren are o rezistență genetică la lupoaie și o toleranță foarte bună la principalele boli întâlnite în cultura de floarea soarelui. Încă un hibrid de generație nouă și anume 50479SX. Acesta este un hibrid timpuriu, sulfonilureic, cu o rezistență foarte bună la secetă, o toleranță la fomosis și sclerotinia. Ce interesează cel mai mult pe fermier? Genetica, ținând cont de condițiile climatice care nu mai sunt favorabile, prețul și, bineînțeles, și colaborarea cu reprezentanții zonei. În contextul secetei de anul trecut în sudul țării, randamentul acestui hibrid a fost între 2,4 și 4,1 tone de semințe la hectar.